Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Vlad și astăzi o să jucăm Free Fire și o să prezentăm ce eventuri s-au mai băgat și ce trebuie să mai vină pe parcursul jocului și parcursul timpului. Dar înainte, nu uitați de like, de subscribe și de un follow pe Instagram. Dacă vreți să vă bag diamante pe Passive Card, aveți prețurile în descriere și afișate pe ecran. Diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram, link în descriere, ok? Și nu uitați de concursul cu bannerele. Ce trebuie să faceți este să faceți un banner pentru canal și să-l postați pe server de Discord la secțiunea bannere. Aveți link în descriere, iar câștigătorul va primi o promovare de la mine. Concursul se va încheia pe 20 martie, așa că grăbiți-vă și fiți foarte rapizi. Ok, și cam atât. Hai să începem și noi să dăm drumul la videoclip. Bă, hai să vedem ce s-a mai băgat, ce nu s-a mai băgat. Să vedem ce s-a mai băgat. Hai să mergem mai întâi cu eventurile. Avem același event cu top-up-ul, care 900-1000 de diamante ca să-ți iei un blueprint dintre asta, care n-ai ce faci cu el la dino. Deci nu cred că poți să iei un blueprint dinozaurul, dar nu știu. După care s-a băgat asta de Devil Hunter. Bă, nu știu ce să zic, dar e cam scump aici dacă stai să te gândești. Am intrat și eu un pic, cel puțin trebuie să spargi diamante aici. Dacă ai avea 100.000 de diamante ca Vincenzo, cred că le-ai luat pe toate de aici, dar nu te sfătuiesc. Dar bă, totuși, ăsta e Sea Hunter-ul, e ăsta pentru ăla de trage cu săgeți, nici nu știu cum se cheamă. Caracterul ăsta e fain, cred că mi-aș lua dacă aș avea emote-ul ăsta și cu caracter și cu bundle-ul. Și cam atât, cred. Uite, și ghiozdanul ăsta mi l-aș lua, cred că, și cred că skin-ul pe arme, că restul cred că mi-aș mai lua altceva. Dar ok, hai să trecem mai departe. Avem și noul incubator, pot să zic, Nether World Guns, ok? Un MP4 și au chestia asta, e așa. Așa arată. Bă, mie mi-ar trebui un singur blueprint. Și mi-aș putea lua M4-ul ăsta, adică ar fi blanau și e verde și vă dați seama, un blueprint e destul de bine. Pe când aici nu cred că aveam cu ce să și la dino la fel. Cum ziceam, două blueprinturi trebuie ca să iei măcar un dino de aici, deci na. Aici e mai fain, că dacă ții un blueprint, pac, ăla-i și na, ăla-i. Dar nu am eu norocul să-mi cadă, gen dacă aș da spin, nici nu aș avea norocul să-mi cadă un blueprint. Dacă aș avea bulan să-mi cadă din prima un blueprint, mi-aș lua M4-a aia verde și aia, știi că, na, nu știu, doar aia verde, da, doar asta verde, că până la urmă de ce să-mi iau eu să spar diamante pentru asta? Ce are asta și ce are asta? Adică, să fim serioși, sunt la fel, într-un fel. Nu? Adică, da, e bine, gruvel. Da, na, verde e mai fain, cel puțin. Ok, să trecem și mai departe. Chestia asta care nu-ți mai dă spinul freeze, dă spinul freeze după ce dai 9 diamante. Deja nici nu știu ce să zic, nu știu ce care e contribuția la asta, dar nu e fain deloc. Cred că mi-ar plăcea să-mi cadă rumul ăsta sau emote-ul, dar rest... Bine, și skin-urile astea, dacă mi-ar cădea din cutii, ar fi ceva, dar rest nu cred că mi-ar mai plăcea ceva de aici. Cobra, nu știu dacă o iau, dar vom vedea. Mai avem și încă un event ăsta, care s-a băgat acum la Weapon Royale. Bă, e destul de fain skin-ul ăsta, trebuie să ai bună să cadă. Dacă mi-ar cădea din al doilea spin ăsta, ar fi ceva și să-mi cadă din primul ăsta, și nu știu. Bă, sunt skin-uri bune și cred că merită aici niște etichete. Păcat că n-am mai rămas cu etichete, dar asta e. Ok, să vă, ăsta e Survey Course. Ok, am mai vorbit despre asta parcă o dată. Ok, ăsta e același, da, ăștia sunt același. Ăsta cu creator showdown. Ok, ăsta e cu suport de creator. Sau care e faza cu asta? Kill. Ok, nu înțeleg care e faza cu chestia asta. Dar oare se dă creator și pentru youtuber cu abonați puțin, gen 1000 și ceva de abonați? Ba, ar fi ceva. Mi l-aș lua dacă aș avea gen să fiu ca suport de creator. A, nu,
A, ăștia sunt toți creatorii, bă, care este pe Free Fire. Uite, din România avem pe Bulls Game, sau nu știu cum. Așa, și Kim Sebi. Ok, și pe Albania Vincenzo, ăsta nu știu cine e. Dar înțelegeți voi și da, restul nu știu. Dar Vincenzo e de aici și de la noi din România King Sebi și Bulls Game. Bulls Gaming. Și mai avem de aici văcărit Z. Ok, și Veterans Power. Ok, nu știam. Am înțeles. Regional Battle-ul, băieții, nici nu știu ce am mai făcut pe aici. Nici știu câte puncte am, cel puțin, la Regional Battle. 2995 și nu pot să iau nimic. Tare. Ups, n-am înțeles. Bă, cam asta ar fi. Hai să luăm și noi de aici. Să colectăm și noi chestiile astea. Bă, astea nu știu cu ce le, pentru ce le iei. Că stați așa că noi am trecut asta. Ok, asta oricum nu avem. Uite, eventul ăsta s-a băgat și poți să-ți iei cu o floare dintre aia cu tipă pe Megalodon. Păi, e destul de bine. Am ghicit floarea și am luat 3 cutii. Am avut noroc și bulan maxim, că altfel luam câte o cutie dintre asta, dar am ghicit floarea și am luat-o pe asta. Bă, a fost bine, a fost bulan. Ok, hai să trecem mai departe. Avem aici pe 17 până pe 19 martie avem bundle-ul ăsta și colectăm pietre dintre astea. De pe 17, ok, până pe 24 martie trebuie să ne logăm ca să luăm piatra. De pe 19, adică de mâine până pe 24 martie vom lua cutii pentru glue-ul ăsta, iar după aia de pe 20 până pe 21 martie masca asta, ăsta care îți upgradează caracterul și caracterele astea pentru 3 zile. Da, nu știu cine știe ce. Uite, despre asta vorbeam, deci luați bundle-ul ăsta. Eu cel puțin vreau să-mi iau tichetul, bundle-ul nu-mi place, deci nu cred că o să-l iau. Uite, asta trebuie să mă mai loghez de încă 3 ori să iau piatra și încă o dată ca să iau fragmentele astea pentru caracter. Da. Ok, și mai avem aici chestiile astea care trebuie să le fac eu ca să colectez o bandă ăla și înțelegeți și na. Și ăsta e cel cu glue-ul. Îți cade, poate să scadă glue din cutie, dar trebuie să faci kill, să omori, gen să faci 15 kill-uri și dă 3 cutii cu 2 și cu una ori fi cam 6 cutii, gen din 6 cutii să scadă. Dar nu știu dacă ai noroc, bă, eu deja am glue-ul, dar da, ar mai merge unul la colecție, ca să zic așa, și cam asta ar fi toată chestia. Apare mi-a căzut și mie de la Volt de aici, pălăria asta de la o cutie de acolo, de la misiuni, și că de două misiuni mi-a căzut și mie cutia asta, prima oară am crezut că e magic, dar aia am văzut că e pălăria asta, bă, nu e cine știe ce, dar merge de colecție, știi, dar o să mă las așa pentru că nu e de mine și dacă se bagă și Mystery Shop-ul, poate reușim să-l și luăm. Până una alta, na, om vedea, știi? Da, băieții, cam asta a fost toată chestia, am făcut și un episod așa, nu uitați, dacă să mă rămas până la capăt, să-mi dați și mie un follow pe Omlet Arcade, vom fi și acolo pe live-uri și nebunii, putem asculta muzică și nebunii. Da, cam atât, noi ne vedem data viitoare, adios! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.